Hei, mâncam niște cio cu aromă de pui la rotisor. Mamă, frate, niște chipsuri din astea șmechere, hai să-i pun și eu pe aici așa. Tu murdărești foarte repede pe mâinile ale, dar îți bune. So, ne aflăm aici așa în minunatul nostru joc BitCup. Haideți să vedem dacă înregistrează, da, înregistrează, n-avem ce să facem. Să-ți mă așez și eu mai bine în minunatul meu scaun, acilișa, așa, și să-i dăm drumul la episodul cu numărul 3, oameni buni, deoarece, până la urmă, cam ăsta e numărul episodului nostru, dacă nu mă înșel. Bun, ia să vedem noi acilișa ce se mai întâmplă. Înainte de a începe acest videoclip, v-aș ruga să nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pentru că m-ar ajuta foarte mult și m-ar motiva să continui cu treaba pe care o fac eu pe canal. Dar, probabil, va trebui să dau într-una din zile sonorul jocului mai încet, pentru că nu vreau să se audă mai tare ca mine. Brick Red. Este vorba de o cărămidă roșie, cum ar fi cărămida aia de acolo, cărămizile alea. Bun, haideți să vedem cum ai făcut, ce ai făcut Kelly. Met your ticket, da, am atins scopul. Da, am prins unii din infractori, e destul de bine. Da, deci, na, continuăm tot așa și o să fie destul de bine pentru noi. Trebuie să scriu 5 tichete pentru parcări. Cel puțin 3 prin cel puțin 3 bastarzi. Da, ok, well done. You get to show așa. Igor, cine e Igor? Who's your new? I don't like you. I don't got time. Ok, he's gonna shadow. Oh shit, deci un tip din Rusia. Mama Rusie, băi, mama Rusie. Care vine acilișa și eu trebuie să am grijă de el o zi întreagă? Take care of Igor Denko. Trebuie să am și peste 300 de dolari. Nu știu câți dolari am. Bun. Deci, aparent trebuie să am grijă de un tip numit Igor și trebuie să văd de ce dracu fac, dar nu-mi place freza mea. Mă rog, nu contează treaba asta. Unde e fete din astea mai mici decât mine de la școală, îmi zic nepoata lui Dumnezeu sau ceva de genul, pentru că na, eu am părul mare, sincer, mi-a zis o tipă de care mi-a zis un coleg de-al meu că e cam curvă, deci da, îmi dau seama. Mă rog, e mică, e în clasa 5-a, lasă-o în pace. Notebook update, ăsta e Igor, mă? 5 tichete pentru parcări, 3 pentru așa, teach them to park, da, îmi place că îmi zice a doua oară să-i învăț minte. Da, that fat ass. Bun, gata, da, știu, poartă niște haine de tot căcatul. Alright, are you gonna listen to me? Where's your uniform? Unde e uniforma ta? Am făcut un trade. Cum adică? Pentru ce? Pentru acest căcat de costum? Pentru dolari. Aha, deci a cumpărat costumul ăla ca să primească niște bani? Ok, deci trebuie să stai aproape, nu te speria. Watch yourself. Ok, deci trebuie să avem grijă de tipul ăla. Place că au trecut deja 5 minute din ziua mea. Bun, hai să ne facem noi treaba noastră de polițiști. Aici trebuie să pun un ticket pentru parking violation. Trebuie să am foarte multă grijă și pentru tire-uri și pentru parking violation când este necesar. Acum la ăla, spre exemplu, nu m-am uitat la tires, dar nu contează. Unde se duce mă Igor până la urmă? Că să mor eu dacă îmi dau seama. Mă rog, parking violation, nu știu ce, nu știu cum. Îmi place. Long day, da, o să fie o zi foarte lungă. Hai, sună la ăsta, repede veniți aici și luați naibii chestiile astea. Louis has something for you. Deci trebuie să mă duc la Louis, vorbesc cu el. Smuggling drugs, grey van. Ok. Interest, ne park. Hai să zicem, dar nu știu exact ce dracu trebuie să facem. Mă rog, că n-am stat prea mult să mă interesez. Igor, din câte am văzut, a intrat aici. Nu știu, cred, habar n-am. Da, deci am nevoie de 300 de dolari până la sfârșitul zilei, pentru că dacă nu, scam mort. Deci, Carstaud, 2. Ia stai o leacă să vedem. La ăsta i-am scris deja un tichet, haide și la ăsta să-i mai scriem un tichet. Trebuie să am grijă de Igor. Nu știu unde Dumnezeule Mare se află momentan, dar va trebui să aflu. Cred că s-a dus la nightclub-ul ăla, bă. Sau dacă se numește night, nu e night club, băi, loc de la unde se duc numai curvele.
Ia să vedem noi ce facem acelișa. Și unde Dumnezeule mare îi? Unde e Igor? Take care of Igor Denko. Uite-l aici, aici e Igor. I have to drink for today. Bă, ăsta a băut. Dar e doar 9. Cui pasă? De ce naiba te îmbesc la ora 9? 629. Ok, friend. Is good. Da, deci asta se duce la 629. Trebuie să țin minte. Trebuie să bag la cap repede. În jocul ăsta trebuie să ții minte o grămadă de chestii care la început nu ți se păreau așa importante. Te rog, te rog, nu mai scrie. Nu, îmi pare rău, dar n-am ce naiba să-ți fac ție, sincer. Este așa. O să cam scadă crew-ul, probabil, mă gândesc. Ia să vedem. People, ticket plus 1. Da, asta mă interesează, ticketul la urma urmei. Bun, right ticket, nu știu ce, parking violation. Bun, gata, am terminat și cu tichetele noastre. Ce mai avem noi de făcut? 4-2-1, go ahead, 4-2-1. Gata, am făcut treaba, doar cu nu. Complaints, da, nu o să aveți nicio plângere. Da, m-am interesat și în episodul trecut, imediat după ce am dat tichet pe nedrept tipului care stătea în fața la lui, imediat o sunat la poliție și le-a zis că eu i-am dat porn store. Și imediat o zis că i-am dat tichet fără niciun motiv. Deci practic pârâciosul ăla efectiv ne-o cam făcut-o la faza aia, dar și noi am luat $50, deci n-am ce să zic. Bun, haide poliția, mai repede. Poliția trece, curvele rămân. Mi-a plăcut melodia aia la nebunie și n-am de gând să nu mai cânt în videoclipuri. Bun, deci avem un caz la ăsta. Ce Dumnezeu. Making scene. Moonwalk. You know something about that? Take care of it. Bă, dar nu s-a dus moonwalk. Stai. Go to moonwalk. Stai la 629 dacă nu mă înșel, nu? Parcă așa. Dar moonwalk, ce înseamnă moonwalk? Like, o să mai dăm de o grămadă de cuvinte care nu prea știu eu exact ce înseamnă. De-aia stați o leacă. 629. Unde e apartament? Unde e blocul 629? Ești prost? Se trece fix pe lângă 629. Want to get donuts. Ah, deci s-a dus aici, la donuts. Ok. Decline. Deci Igor vrea niște donuts din astea. L-am văzut și pe tipul ăla cu care m-am certat în episodul trecut la colțul străzii, dar n-am ce să-i fac, dă-l în morții măsii de martalog. Cartea... Stai. Aia de acolo. Haideți, veniți repede și luați mașina aia. Unde Dumnezeule mare se află ăsta, mă? Moonwalk? Dar unde e moonwalk-ul? Sincer, nu știu exact. Bă, eu nu știu ce dracului ar trebui să mai fac. Search de grey. Van parked in front pawn shop. Ia să mai dau niște etichete. Parking violation, nu știu ce, nu știu cum. Asta de aici trebuie să o luați repede. Oh, gosh. Bă, sincer să fiu... Moonwalk, da, știu. Nu m-am dus la moonwalk, ci nu știu exact unde Dumnezeu este. Sincer, ce dracu ar trebui eu să fac, frate? To find... Igor. Dar unde e Igor? Like, e la moonwalk. Unde este moonwalk-ul? Nu știu sincer ce să zic. E o mică problemă cu Igor ăsta pentru că ne va face probleme astăzi. Ia stai, unde dracului este? Aici este Igor, oare? Pe bune, dacă nu-l caut în... Ah, bun. Gata, o întrebăm pe asta. First you want to watch. I change the channel. Starting singing. To get down, ok. Flat top.
Ok. Deci, aici era, mă, uite-l, aici e. S-a dus la... Stay here, stai aici. Ok, Kelly. Am niște etichete pe care trebuie să le scriu. What? Uneori primesc bonus. Sunt mama Rusie. What? Mamă, deci ori plătim, ori ne ducem în Siberia. Motherfucker. I've had enough. I'll see you later. Bă, dar de ce zicem că I'll see you later? Noi trebuie să stăm cu ochii după ăsta. Search to Grey. Bun, deci asta e un van. De asta e, search car. Asta e, mă, trebuie să căutăm în asta, că ne-a zis să căutăm. Ce dracului? Cancer de la plămâni. Ce dracu trebuie să facem noi aici? Dude, what? Deci, cred că conține droguri. Așa mi-a zis, mi se pare. Ia stai. Check car, search car, nu știu, nu mai pot să-i mai dau search. Nu mai pot să-i mai dau search, am putut doar o dată, acum nu mai pot. Da, n-am ce să fac, asta e o leacă. Ia, oare asta acum? Nu, dar era aia și puteam să-i dau. Puteam să-i dau astea search, uite, aici. Deci avem un număr de mișcări. Trebuie să vedem cum naiba procedăm cu mișcările astea, că e cam nașpa treaba cu ele. Maică, chiar acolo și mai am doar o singură mișcare, ești nebun? Da, n-am ce căcat să fac ca să fac bine treaba asta. Mă întreb dacă nu cumva este cam imposibilă. Da, ne-o cam mințit tipul ăla. Da, deci o să fim cam morți dacă ai vor, dacă ai gură la i se întâmplă ceva rău. Dar sincer, ce ar trebui eu să fac aici? Dude. Mișcă dracului aia. Gata, am găsit. Bingo, gata. Am găsit drogurile. Trebuie să vedem unde este. Go to the mafia. Bun, hai să vedem. Find Igor Denko. Take the drugs to the pizza. Oh, gosh. Pizza. Trebuie să mergem repede. Ok, ia să vedem ce mai facem noi aici. Trebuie să mă duc repede la pizzerie. Probabil la lui, acolo. Trebuie să mă duc. Mă gândesc. Nu știu exact, că de multe ori apăs pe click și fix atunci când se gândesc ăștia să vorbească cu mine. Gata, deci am terminat treaba cu tipul acesta. Am primit 50 de dolari, mafia plus 5. Igor Denko. Unde este Igor? Trebuie să-l căutăm probabil în orice colțișor al... Aici, ar trebui să-l căutăm probabil. Unde ești tu, mă, Igor? Tu zgura mătii. Ia stai să vedem. Să nu-i se întâmple ceva rău. Nu trebuie să-i se întâmple nimic rău, da? E greu să ai grijă și de el și să-ți faci și treaba de polițist în același timp. Like, să fim serioși. E cam imposibil uman treaba asta. Unde s-a dus Igor? Ia stai, ne ducem în locul în care i-am zis noi să aștepte. Ne ducem aici la Donuts. Ia să vedem noi. Looks like a bear. Talks așa. Igor, he's a sweetheart. Ce pana mea? No clue. Better ask Ivan. Bet they've already gotten to know each other. Păi și cine-i Ivan? Stai o leacă. Ivan, the Igor's liquor store. Ok, deci ne ducem la liquor store sau cum dracului se pronunță chestia aia. Să mor eu dacă îmi dau seama. Unele chestii nu le pot pronunța și alte chestii nu știu ce înseamnă în engleză. Pentru că, na, momentan, sincer, nici nu vreau să mă duc la profil de mate info intensiv sau alte chestii de genul acesta.
Bun, o să le învăț eu cine știe. Ivan, unde ești tu, Ivan? Nearby. Oh, don't. Zim, looking for love, la XXX, aici. Ok, gata, gata, l-am găsit, aici ai. Igor, te-am căutat peste tot. Hello, Kelly, unde ai fost? Ofițer, avem o situație, care este? Hold on. Oh, shit, a găsit sânge, that's the situation. What the fuck did you do? Din cauza ăstuia. Deci, da, era cât pe ce să omoare o persoană. Da, i-am zis lui Igor să plece. Așa. Era așa. Ok. Mă rog, hai să mergem și noi. Uite și tu pe Igor cum pleacă, mă. Stai, trebuie să mă uit după el. Unde s-a dus? Igor went to Dixie, apartamentul 1. Dixie, stai. Stai, care Dixie? Uite, Dixie tu, apartamentul 1, at 609. Apartamentul 1. Prietenul meu, Igor, trebuie să fie aici. He is here. Igor, ce... Ești aici? Da... Iară s-ar putea să ne zic o chestie, da, in Mother Russia, eram sigur. Da, deci în Mama Rusie nu sunt fete negre pe care să le fuți, ok, minunat. Bun, deci am terminat o grămadă de chestii, last chance to meet at the Hardrick Cafe. Unde este Hardrick Cafe ăla? Ah, da, s-o dus dracu pentru că after 2 PM. Hardrick Cafe. Unde este Hardrick Cafe acum? Asta e întrebarea de zile mari. Pentru că nu știu exact, adică pana mea. Mă rog, ideea e că m-am descurcat destul de bine în ziua asta. Era mult mai groaznic dacă nu-l prindeam pe Ivor până... Sau cum dracu se numește ăsta? Ivor? Căcat. I-a mai zis și Rick odată, mi se pare. Ivor, da. Ok, ok. Look what I brought. Camera recorder and Walkman. Well, well, not bad. We now have such... Dar ăsta nu prea știe să vorbească engleza prea bine, pentru că ieși din Rusia. Lol. Mă rog, ieși din Rusia, deci n-are de unde să știe probabil chiar atât de bine. Unde este... Rix Cafe ăla? Uite, aia asta. Deci, ia stai o leacă să văd. Care e chestia? Hai să intrăm aici, să vedem. Da, m-a așteptat o grămadă. Ok. Deci nu prea e cel mai bun din lume la chestii de genul ăsta. Da, tipul ăsta vrea să mă... Bă, dar nu pot să revin. Deci tipul ăsta vrea să ne ajute în cazul cu Fat Mike și... da, înțeleg treaba asta, chiar înțeleg foarte bine, dar... Sincer să fiu, frate, măcar puteai să mă chem și tu pentru chestii mai, știu și eu, mai utile, adică, na, pentru că în momentul de față, Fat Mike a murit acum mult timp, știi? Ce vrea tipul asta? Hey, officer, bă, i-aș da accept, dar mai degrabă nu, pentru că o să-mi ceară o grămadă de bani, probabil. Nu știu exact, nu am nicio experiență în chestii de genul ăsta cu nightclub-urile sau mai știu eu ce dracului, dar, na, cam asta e chestia. Și mie îmi trebuie $300 până mâine, practic, până la sfârșitul zilei astea. Deci mai am încă 45 de minute să mai dau câteva tichete. Nu mai dau acum tichete așa de ampulea, deși probabil dacă o să mai primesc bani o să dau. Tot ce știu e că am primit $50 astăzi de la Louis, deci e destul de bine.
Tipul ăsta au plecat. Fuck, nu, n-am mai apucat să-i mai dau amendă, deși ar fi fost o amendă frumoasă. Fac și eu ca și tipeia. Am vrut să fac o poză și am făcut un videoclip, nu știu ce, nu știu cum, păcat, ar fi ieșit o poză frumoasă. Și mă enervează oamenii de genul ăla, să mor eu dacă nu. Bă, stai o leacă. Ca cheamă mașina pentru aia. Lexing, ok, haide, aduce stracul repede. Bun, nu știu exact unde mai este Igor acum, mă piș pe el. Nu mai pot să-i mai dau lui ăsta amenda, please, 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 nu mai pot să-i mai dau amenda, asta e. 535 de dolari, e bine, stăm destul de bine, deși puteam și mai bine. Crew minus 11, e nașpa crew. Ok, police plus 5, încă 60 de dolari la noi, bun, double ticket Kyoto, deci ne-am dublat chiar tichetele de care aveam noi nevoie, ok. Gatina vehicles, așa, plus 1 la police, money plus 50. Mi-au luat 300 de dolari pentru că a venit alimony ăla, nenorocirea aia mare. Practic, alimony reprezintă un fel de facturi. Mă rog, așa ar trebui noi să o luăm. Și trebuie să avem 300 de dolari atunci când ne cerem. E destul de bine. Și ne mai scrie și în carnețel ca să ne anunțe. Bun, ziua următoare. Și așa, episoadele astea or să iasă destul de mari. Nu avem ce să facem. Chocolate ice cream. Ah, deci o să avem treabă cu ciocolata, cu înghețata de ciocolată. Rise and shine. What's so funny, MC Nab? Kelly, had your hands fully yesterday? Da, să știi. Took care most important thing. Igor Denko was happy. Logic a fost happy dacă a putut să facă tot ce a vrut el ieri. Like, să fim serioși, frate. Da, s-a întors înapoi. Am făcut ce am putut și eu mai bine. Îmi place că îi creăm o impresie bună tipului ăsta despre noi. Chestia asta o să ne ajute mai târziu. Și vehicles, ok. Ok, notepad, listen up. You write 4 tickets for lights. Lights, ok. And portal. What? Morning. Ziua asta e cam complicată, sincer să fiu. Deci trebuie să scriu 4 tichete pentru luminile mașinilor. Patrolling. What? Man. Hai, frate, ofițerule. May I bother you for a moment? Ok, care este problema ta? Este începutul zilei, ne permitem să vorbim cu el. I can offer you help. Case tired of your work and have a few bucks saved. How much does it cost? 2000? Ești prost? Maică, du-te în pizda, mătii, frate. Du-te, dracu, 2000. Păi eu mă chinui să fac 500 de dolari și tu îmi ceri 2000, mă piși pe tine. Bun, deci lights. Light tickets. Astea sunt bune. La proți? Ce pana mea? Mă rog, nu contează treaba asta. Deci astea sunt bune, astea nu sunt bune. Minunat. Light tickets, așa. In 2 weeks I can run away to Mexico. Da, deci pot să mă duc în Mexico și probabil să-mi salvez reputația, mă gândesc, dar hai să îi dăm lui ăsta tichet pentru parking violation, ne mai facem și cu un tichet în plus, sună repede la ăștia, hai să vedem light-urile. Deci, asta e bună, e bună, I think, that is it. Nu știu dacă e bine. Dude, îs bune astea pe care le-am văzut adineauri, like. Să mă eu dacă... Da, sunt bune. Sunt bune din câte observ eu aici. Before 11. Ok, am timp, am timp. Bun, ia să vedem noi cam care mai e faza. Oh, ăsta e stricat. Ăsta e stricat. Păi bun atunci. Check lights. Nu, nu, nu. Hai să dăm skip și să-i dau lui ăsta tichet pentru lights. Îmi pare rău. Dacă l-ai stricat, n-am ce să-ți fac, fratele meleu. Bun, check lights. Ăla e bun, ăla e bun, ăla e bun și ăla e bun. Bun. Bă, dar mă enervează că toată lumea le are bune. Like, frate, de ce toată lumea? Adică nu poate măcar unul dintre voi să fie mai jupân și să nu le aibă pe toate bune? Hai, mă, măcar unul stricat. Dar aparent n-am norocul ăsta astăzi. Deci trebuie să merg la patrol, care nu știu exact unde e patrolul.
Ia să vedem noi. Bă, dar toate sunt bune. A, bun, uite, unul prost, deci îmi pare nespus de rău, dar va trebui să îți dau tichet pentru light-uri. Deci, ișe de așa. Deși aș fi putut să-i mai dau un tichet pentru parking violation, 20 bucks, ok. Deși s-ar putea să mă vadă ăștia, ceilalți polițiști, că am primit mita, ceea ce nu e un lucru bun deloc, dar da, hai repede, 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 dă-i ăstea. Write ticket, ok, lights și parking violation, așa, nu știu ce. I-am dat o amendă o leacă mai mare tipei ăstea. Car așa, bun, duceți-i repede chestia asta. Before 11. Deci, trebuie să găsesc patrolul. Dar unde e Finish Patrol? Tifa Adamski, Adamski. Repede, repede la Adamski. Trebuie să găsesc ăsta, hoțul. Adamski, any trouble? Ok. Gummy Bears, lol. Free. Mamă. Lasă-i. Bun. Și așa m-am făcut cu mai multe chestii pe cap. Let the thief out of the freezer între... Da, deci... trebuie practic să revin acolo, așa. Mi-am făcut treaba la Adamski. We're getting reports that the mafia's export protection money. Moonwalk and the donut. Oh, mafia. Eu trebuie să mă împrietenesc cu mafia, mai mult decât cu poliția, sincer. Trebuie să fiu mai mult de partea mafiei. Exortion. Stop the mafia from exhorting. Bun, deci la donut. La donut se află ăștia. Cică. Hello, gentlemen. Not a good time copper. Beep, beep, beep. The fuck? Beep, beep, you hear that? Dogo scumbag detector. Oh, gosh. Ar trebui și să-l arestez. Hai să-l arestez. Da, hai să-l arestez. N-am ce să fac, ești sub arest. Trebuie să-mi fac și treaba de polițist. Vreau să le pun cap la cap pe astea, dar stau destul de bine cu mafia. Sper să nu-mi scadă mult din mafie. Te rog, zi-mi că nu o să-mi scadă mult din mafie. Adică, da, o să-mi scadă la mafie, dar mai mult trebuie să ajut poliția și pe grasa asta. Deci, te rog, people, mafia minus 10. Ahaha, ce nașpa. Protection money, moonwalk and... Dona, dar unde e moonwalk-ul? Că efectiv eu nu-mi dau seama unde dracu ar putea să fie. Ia să mai mergem noi și pe aici. Hey there. Așa, best time. Shut it. Poți să... Hai să-l lăsăm pe tipul ăsta să ne mai crească. Mafia plus 10, polis minus 10, da. N-am ce să fac. Da, asta e, n-am ce căcat să fac. Bun. Câte e ora acum? E ora 10. Am terminat treaba cu... Stai, stai, cam ce mai făcut eu. Deci am terminat practic ce mai trebuia eu să fac. Acum trebuie să mai dau tichete. Tichete peste tichete pentru că finish patrol. Da, nu mai pot să mai finish, să mai fac asta. Central. How's the patrol? I didn't get to check the entire street. Understood. Have to do better. Da, asta e, n-am ce să fac acum. 2 weeks, așa. Let the thief out of the freezer. Da, deci trebuie să mă duc și eu la ora 2 după ăla, dar n-am ce să fac acum. Hai să-i scriem lui ăsta tichet, așa, bun, nu știu ce, nu știu cum. Sunăm aici, luați mașina de aici. Putem să facem o grămadă de lucruri, practic. Asta este chestia. Dar mai întâi mă iau de ăștia care parchează pe parcarea asta unde scrie no parking, ok? După aia vedem noi. Dar tichetele pentru mine sunt cam cele mai importante, sincer să fiu. Ia, uite, ăsta. Se vede clar că la meterul ăsta că i-a expirat. Deci trebuie să îi mai dăm amendă. I have to give. ADM? Nu, mulțumesc. Nici măcar nu m-a lăsat să fac treaba, să aleg eu dacă să-i dau sau nu. Check meter într-o oră expiră. Ia să vedem la ăsta într-o oră. Ia să vedem ce vrea tipul ăsta. Ok.
Pare rău, n-am ce căcat să fac. Bun. Ia. Check meter, 2 ore, bă, ești nebun? Hai mă, expiră și ăstora mai repede, că prea mult mă enervează. Trebuie să le mai dau tichete la majoritatea. Ia uite, tipului ăsta o să-i dau chiar acum tichet. Îmi pare rău, dude, for parking violation. Tipului ăsta la fel. Aș putea să și chem ăsta, dar... Adică... Towing-ul, dar... Na, hai să vedem acum dacă e... Bun, luați repede mașina asta. Îmi fac foarte bine treaba ca polițist când vine vorba de chestiile astea, gen să le dau tichete sau alte chestii de genul. Dar presupun că și așa este cam cea mai simplă treabă pe care o pot face. Ce naiba s-a întâmplat aici? Nu știu exact care e faza cu mașina aia. Între orele 2 și 4 trebuie să îl las pe ăla să plece. Tot am nevoie de 2000 de din astea, mă, de bucks, adică de dolari. Trebuie să fac rost de bani până... Nu știu, ia stai o leacă. În 2 săptămâni ar trebui să fac rost de 2000 de dolari ca să plec naibii din locul acesta. Practic îmi iau concediu și cel mai probabil e chiar un lucru bun dacă îmi iau concediu. Dar pentru că pot să mai scap și eu de tot stresul acesta și nu știu, mă gândesc că poate mă lasă și pe mine în pace lumea. Nu știu exact. Trebuie să punem lucrurile cap la cap. Fuck my life, frate. Bun, gata, parking violation, nu știu ce, dă-i lui ăsta. Peste o oră va trebui și să mă duc la ăla să îi dau drumul din frigider, pentru că l-am pus în frigider ca să mai stea el, să stea mai calm o leacă și tipul ăla. Deci, ished, nu știu cum, gata, încă un tichet. Deci mă descurc foarte bine cu tichetele, n-am ce să spun, fraților, ei... E foarte bine chiar. Acum hai să mai găsesc un, nu știu, mai caut și eu un hoț, dacă e să mai fure cineva ceva. Mă duc, caut un hoț. Bro, caut 631. Deci, ia să vedem. Tau the car blocking the fire at 629. Bun, hai, repede. 629. 631. În cealaltă parte. 621, 623, 625. Tu-i morții măsii. Oh shit, manigas. Unde-i focul? Stai. Hydrant. Tau the car blocking. Ce dracu trebuie să fac? What the fuck? Deci, tau the car blocking the... Mașina asta, mă, futu-i morții măsii. Ia-o, mă, de aici. Dă-o-n morții ei, bă. Firar, mama, dracu, nu știu exact ce naiba trebuie să fac. Like, cum trebuie să fac eu treaba asta? Dă-i naibii ăsta. Fuck. Da, mi-am cam luat-o în gură la faza aia. Haideți, băieți, veniți repede aici și faceți-vă treaba. Eu, până una alta... Bun, gata, hai. Ce Dumnezeu? Mamă. E cumva copilul acela care ne-a zis de taicăsu? Mă rog, hai să mergem înapoi la ăla. Îmi place că am o grămadă de stamină, nu știu exact cum Dumnezeu, dar am stamină la greu. Hai să ne ducem la Damski să îl eliberăm pe ăsta. Head enough, I'm freezing. Any trouble? Nu. Scotea niște zgomote, aparent. Get lost, thank you, my pleasure, goodbye. Și acum nu știu dacă ar trebui... This central, what do you have for us? Letter's been taken care of. It was enough to write him up and give him a warning. Bun, gata. Ne trebuie bani. Trebuie bani o grămadă. Pentru că e nașpa treaba. Hai, îmi dai bani? Accept bribe. 30 de dolari. Bun.
30 de dolari, e foarte bine. Parking violation și la ăsta. Uite cum ne facem cu bani. 30 de dolari. 30 de dolari în plus îți bani o grămadă. Like, mai ales pentru noi românii, pentru că dacă stăm să ne gândim, un dolar înseamnă 5 lei sau pe acolo, pe acolo. Deci, da, frate. Ia. Dacă apăs eu pe ăsta, ce o să fac? Tu-s morții, mătii. I-am scris lui ăsta un tichet deja, nu? Nu, hai să-i scriu acum dacă e. Please officer, oprește-te din scris. I'm broke, complete the ticket. Îmi pare rău. Mamă, mă înjură. Deci de fiecare dată mă înjură ăștia. Before PM. Unde este patrolul? Patrol. Stai o leacă. Unde e patrolul? Like, chiar nu-mi dau seama unde ar trebui eu să-l întâlnesc pe ăsta. Find the missing jewelry, ok. Patrol. Nu-mi pot da seama unde este tipul acela. Patrolul dracu, trebuie să-l găsesc, dar nu știu unde. Tipa asta, ce naiba mai face și ea? Hai să-i dau și lui ăsta ticket pentru parking violation, nu știu ce, nu știu cum. Hai să mergem și la lui, să vorbim cu lui. Hello officer, will a small favor in for... Because we have some suspicious black lock license plate. Bun, ne-am angajat să găsim un Crodilac negru pentru mafie, licență. What the fuck? Like, what the actual fuck trebuie eu să fac acum? Mă rog, nu știu exact cum găsesc licența, what the fuck, frate, sunt cam cel mai prost ofițer din lume, probabil. Decline, îmi pare rău, tipul, dar chiar n-am nevoie. Self-respect, așa cum a zis și ea. Pot să mai sun și pentru mașina asta de aici? Nu? Ok. Dacă nu pot, nu pot. Unde-i patrolul? Uite-l pe tipul ăla cu care m-am certat eu atunci, acum ceva timp, acum vreo 2 sau 3 zile, dacă nu mă înșel. Am o grămadă de stamină, deci aparent alergatul ăsta, mă obișnuiește, adică mă obișnuiește să alerg din ce în ce mai mult, știți? Și ăsta e un lucru bun, n-am ce să zic. Da, deci habar n-am unde naiba pot eu găsi patrul. Decline, nu, n-am nevoie. Finish patrol. Patrol. Stai-mă o leacă să caut și... Poate înseamnă altceva patrol. Ia-ți vedem, patrol. Patrol poate înseamnă sarcinile mele? Nu știu, am o grămadă de cuvinte pe care nu le știu în jocul acesta. Pentru că nu e ca și cum aș vorbi în termeni din ăștia legat de poliție în fiecare zi. Like, să fim serioși. Am vrut când eram mic să mă fac polițist, dar acum nu mai am niciun chef. Deci Google Translate. Ia să vedem noi aici. Patrol. Invers. Patrulare. Ok, deci înseamnă patrulare. Bun, minunat, frumos, elegant cât de cât. Deci practic mi-am terminat treaba, cu alte cuvinte. Pentru că astăzi termin mai repede probabil. Asta mi-au zis probabil, n-am fost nici eu atent când a vorbit bossul. Dar n-avem ce să facem în situația aceasta. Hai să le mai dăm tichete. 16 tichete într-o singură zi, ești nebun? Bun, luați repede mașina aia. Nu știu ce, nu știu cum. O grămadă de mașini au dispărut din locul acesta. Nu știu exact unde e Black Cord la acolo sau ce naiba mi-a zis. Dar voi observați un lucru, nicio mașină nu mai este parcată în partea asta. Deci uitați-vă și voi, este goală, nu este absolut nicio mașină aici. Și nu înțeleg cum ia tipul ăsta mașina așa pur și simplu, fără nicio vlagă, pur și simplu o ia așa. Minunat când se întâmplă chestii de genul. Ia să vedem, mai avem persoane cu care să putem vorbi și noi? Nu știu exact, mă rog, hai să vedem. Enough patrolling, ok, bun. Unde trebuie, ce mai trebuie noi să mai facem? Fuck my life. Mă rog. Ia să mai mergem noi pe aici. Moonwalk, ăsta e moonwalk-ul, bă, ești prost. Deci scria pe el mare moonwalk, iar eu nici măcar nu mi-am dat seama. Ok, data viitoare o să știu când o să fie vorba de un anumit moonwalk, deci da. Data viitoare o să știu, promit.
Sunt sigur de chestia asta. Hai, 5:30, gata, s-a terminat patrolul meu, cred, nu știu exact. Ce mai putem noi să mai facem? Hai să ne ducem la Louis, vorbim. Wasted one of our people. I won't forget that. One of our people? Ah, da. Cred că am cam poartă pică lui din cauza că l-am arestat pe tipul ăla, că lui lucrează cu mafia și nu i-a zis polițistului, nu i-a zis lui Fat Mike atunci când a fost cu noi și na, încă e un secret și în jocul ăsta sunt o grămadă de secrete și trebuie să văd ce naiba să fac cu ele și oh my fucking lord. Mă rog, îmi place totuși jocul ăsta. 80, așa mi-a scăzut la poliție. Minus 10 poliție, minus 3 poliție, deci mă duc cam prost cu poliția. Ia să vedem noi ce pățim ziua asta care vine acum. Broken promises. Arise and shine. Kelly will start with you. Didn't meet your ticket quota. Ok, all tickets. Trebuie să dau 12 tichete. Mă rog, cam asta am avut de zis și în acest episod. Ziua asta o să o jucăm în următorul, care s-ar putea să-l filmez chiar acum imediat, nu știu exact, sincer să fiu. Adică două episoade, unul după altul, mi se pare așa greu. Dar, na, am făcut lucruri mai grele pe YouTube, deci, da. Cam asta am avut eu de zis, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă sunteți noi, să-l distribuiți la prietenii voștri dacă vă place treaba pe care o fac și noi ne revedem data viitoare. Vă salut pe toți, ceau, bă, pa!